Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 316 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Guardians of the Galaxy. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Câte părți sunt din filmul ăsta? Eu cred că am văzut vreo două. Guardianii Galaxiei, Guardians of the Galaxy, cutia este premium, argintie, reflectă cu holografic peste ea, se vede super, super mișto cutia. Avem argintiu și acest navi închis, foarte mișto scripește și până dintre margini Guardians of the Galaxy. În stânga scrie premium quality, playing cards, iar pe cealaltă parte absolut identic. Pe spatele cutiei avem câteva personaje emblematice în iconițe pe aici. Frumos, multe elemente, din nou argintiu, un sticker pe rotund cu roz, sub cutie faptul că sunt produse de către cei de la Theory 11, Premium Playing Cards, în colaborare cu Marvel. Să pătrundem stickerul cu cheia, pentru că sunt convins că o să lase adezivul în urmă, pare lipicios stickerul. Foarte mult îmi place combinația între argintiu și acest navi. Merge foarte, foarte bine. Exact cum începe și filmul, așa începe și acest pachet cu o casetă și scrie pe ea Awesome Mix volumul 1, exact ca în film. Este banderola frumos cu borderless. Avem un crab pe celălalt Joker. Și avem asul de neagră cu personajele pe centru. Foarte drăguțe. Partea de index și de pipuri, se vede foarte frumos pe colțuri. Mișto pipurile, micuțe, simpatice. Pe partea de picture cards, iar personaje. A trecut ceva timp de când am văzut filmul, aici avem I'm Groot. Și nu o să știu personajele, nu le mai știu, dar l-am văzut și mi-a plăcut mult filmul. Știu că pe ultimul l-am văzut și parcă mai este unul în cinema sau greșesc. Îmi aduce aminte de Harry Potter stilul acestui pachet, cum sunt desenate. Foarte mișto grafica. Chiar se simte galactic pe fond. Foarte mișto. Și cărțile de inimă roșie. Foarte mult mi-a plăcut pipurile. Avem și acel raton. Era pe fiecare, nu? Și pe asul de rom ce era. I am Groot, da. Foarte tare. Avem o carte extra de reclamă și încă una la fel. Foarte mișto colorate, o să le las un pic așa să le vedem în detaliu. Poate punem și un pic de zoom peste ele. Foarte mișto, îmi place mult acest auriu. Și o să pun cele patru cărți extra, cei doi Joker și cele două de reclamă deoparte. Hai să vedem cum merge și la un evantai. Excelent. Se mișcă foarte bine pachetul, are un feeling foarte mișto, profesional, să-l vedem și pe spate, exact ca pe cutie, doamne, dar ce frumoase combinații de culori, o margine micuță foarte frumoasă și drăguță, marginea este albă, avem un pic rotunjit, avem galben, mov și acel albastru, dar combinația de culori este fabuloasă. Să-l vedem și pe spate la un evantai, minunat. Să-l vedem și la evantare cu o singură mână. Vedem pe dreapta și pe stânga. Pare așa robust acest pachet la feeling. Să-l vedem și la evantare dublu. Foarte mișto se vede. Mov, albastru, galben și alb foarte frumos pe contur. Diferențiază fiecare carte. Cărțile se simt fine pe margine, dar în același timp simt acel carton și îmi place foarte mult feeling-ul de pe margine. Nu știu, mi se pare că diferă de alte cărți de la Theory 11. Feeling-ul îmi place la Dribble, îi dau nota 9. Pentru Spring probabil voi merge pe aceeași notă. Sau poate un 8.50. Dar îmi place foarte mult cum se simte cartonul de pe margine. Să-l vedem și la un display. Ia uite ce frumos este. Absolut superb.
Să vedem și cum merg la cardistri. Control foarte bun, diferență foarte mișto între spate și față. Deși este întunecat pe spate, pachetul îl diferențiază superb acest galben. Îmi place foarte mult. Să-l vedem și la aruncări. Ok, hai să vedem vreo două. Foarte bun spinul. Îmi place mult cum se mișcă pachetul. Nota 10 pentru aruncări. Și bineînțeles un LePaul spread. Așa de final cum v-am obișnuit. Mi-a plăcut foarte mult începutul. Stă nota 8.50 pentru LePaul. Un pachet foarte bun pentru cardistri, foarte recomandat din partea mea pentru colecție și recomand și pentru trucuri. Guardians of the Galaxy. Comentariul câștigător de astăzi este de la Confusion pe rândul 5, coloana 7. Confusion 16. Haideți că-l pezit. Rândul 1, 2, 3, 4, 5 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu și spune ce părere ai tu despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!